cu putere m-ai luat din întuneric, ca să-ți văd puterea și măreția ta. Lăudați să fie Dumnezeu nostru mare. Mă bucur că mă aflu în această dimineață împreună cu dumneavoastră, datorită împrejurărilor, datorită serviciului, atunci când vrei să-ți cauți frații, îi găsești. Și mulțumesc lui Dumnezeu că așa Dumnezeu a îngăduit în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră. Eu sunt din biserica din Elin Girona, din Spania. Și săptămâna trecută, în timp ce îmi făceam socotelile, să ajung și eu la biserică, la noi, a venit fratele Ujeniuc, să ne bucurăm împreună la o seară de rugăciune. Lucrurile s-au schimbat în așa fel încât a trebuit să ies sfârșit de săptămână în cursă. Și când am văzut lista unde trebuie să plec, Luxemburg, Belgia, Germania, ținând legătura cu fratele Cezar de mai mult, cam de 2 ani de zile, zic, frate Cezar, acum ai pus să mă primești la dumneata și să vin la dumneata la biserică și s-a bucurat și iată că în această dimineață sunt împreună cu dumneavoastră. M-am bucurat aseară să fiu la o repetiție cu dumneavoastră, cu cei care ați repetat. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple de o bucurie. Bucuria care noi o avem este că slujim unui Dumnezeu care este viu. Noi îi cântăm unui Dumnezeu care este viu. Noi dedicăm viața noastră de slujire după ce am încheiat un legământ cu Domnul și căutăm să ajungem la un nivel cât mai aproape de Domnul, de sfințenie, și atunci când ne apropiem mai mult de Dumnezeu, atunci realizăm că noi de fapt facem o slujbă pe care Dumnezeu a pus-o în noi, tot El a făcut asta și noi trebuie să-i o dăm Lui. Și atunci când un cor se formează, o formație se formează, atunci când un frate iese în evidență cu un dar de slujire, toată biserica ne se bucură. Și lucrul acesta nu numai că noi ne bucurăm unii de alții, ci aducem onoare și slavă lui Dumnezeu și se bucură și Dumnezeu în cerul de noi. Binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, timpul care îl trăim pe pământul acesta este un timp scurt. Și ținând cont de mesajul care fratele l-a citit la timpul de rugăciune, mi s-a dus gândul repede la ce se întâmplă astăzi în lume. Când am știut că voi trebuie să dau un îndemn, m-am tot gândit și Dumnezeu mi-a pus pe inima să ne rugăm pentru Israel. Pentru situația de acolo. Și am zis, oare după voia Domnului, când a deschis fratele Psalmul 115, la versetul 9 spune așa, Izraele, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Ce frumos! Ci noi! Noi vom lăuda, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Lăudați pe Domnul! Amin. Și pentru că Israelul este într-o stare pe care cu toții o știm, dacă citim Cuvântul Dumnezeu din Romani, în special capitolul 11, putem să începem de la versetul, de la capitolul 9, începând de la versetul 30, începând versetul, capitolul 10, capitolul 11, vom realiza că lepădarea lor a fost un avantaj enorm pentru noi. Faptul că ei l-au respins și astăzi l-au respins pe Hristos este un beneficiu enorm pentru neamuri. Și noi, datorită împietririi inimii lor, Dumnezeu a intrat între neamuri și a salvat milioane de oameni la mântuire. Și noi ne uităm acum la Israel și zicem, vai, poporul ăsta care l-a respins pe Iisus Hristos, l-a răstignit pe cruce, uite unde a ajuns. Noi avem în imagine aceasta Israel. Pe baza lui, noi știm dacă mai avem timp de har sau nu. Privind în lume astăzi, atenție, pentru noi, pentru Biserica lui Hristos, timpul se apropie de sfârșit. Ținând cont de împrejurările în care trăim, timpul se apropie de sfârșit. Și există un verset care trebuie să-l pune la inimă astăzi, versetul 22, din capitolul 11.
Putem să citim chiar de la versetul 21, că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Și versetul 22. Uită-te dar la bunătatea și asprima lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut, adică de Israel, și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminterea de fi tăiat și tu. Atenție mare! Și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, să stai să zici că nu cred, nu cred, nu cred. Dacă n-ar stărui necredință și ar crede, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Dragii mei, în curând ei se vor trezi și îl vor primi pe Hristos ca Mântuitor. Iubitul inimii lui Dumnezeu este Israel. Mireasa este iubitul mirelui lui Hristos. Noi suntem iubiții lui Hristos. Slava lui Hristos. El și-a dat viața pentru noi. Dar să știți că Israel este favoritul lui Dumnezeu. Și se va întoarce din nou și Dumnezeu își va salva poporul, rămășița. Citiți în continuare ce s-a întâmplat. Că este o rămășiță care se va trezi și va primi pe Hristos. Dar când se va întâmpla asta, ceasul neamurilor va fi gata. Hristos, cel care ne iubește așa de mult, ne va răpi la El. Și din momentul acela Dumnezeu va începe să lucreze cu rămășița din Israel și se va întâmpla nenorociri mari. Am zis mereu și la Girona, vai de pocăiții care n-au prins prilejul și vor rămâne după răpire la biserică. Și vor veni aici și vor găsi amvonul ăsta, vor găsi pianul ăsta. Vor găsi microfonul care l-au respins toată viața și au zis, nu trebuie să cânt, nu vreau să slujesc, nu vreau să slujesc. Lasă că pot aia, pot aia, lasă facă aia. Vor găsi canapele și își vor aduce aici, aici stătea Cezar, aici stătea Matei, aici stătea ăla, aici stătea... Oare unde mi-a fost capul meu de nu m-am trezit atunci să mă pocăiesc? Eu mă gândesc și mă întreb pe mine, Nelu, dacă tu după 50 de ani ai putut să vii la biserică în fiecare duminică și să fii și să rămâi într-o zi la rămâine, să fii jos. Ce s-a întâmplat cu tine? Să ne uităm la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu și să ne pocăim. Îndemnul meu pentru noi astăzi este să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim și să mergem prin credință. Noi avem o credință. Și credința noastră este bazată pe credința lui Avram. Omul ăsta a crezut că va ajunge într-o țară, în Canaan. A plecat de la măsa, de la Tarsu și a luat nevastă și a plecat. Dar credința lui a fost testată în ani. Când a venit îngerul și a spus, la anul pe vremea aceasta vei avea un copil, de parte bărbătească. Doamne! Eu am 100 de ani. Sara are 90 de ani. Cum se mai poate întâmpla asta? Ce vreau să spun? El avea 100 de ani. Tu câți ani ai de pocăință? Tu de când ai auzit și ai știut că Dumnezeu te-a chemat și ai zis-o Mântuitor, ai încheiat poate un legământ cu Domnul. Și au trecut ani, au trecut ani, au trecut ani. Mai ești la aceeași credință? Mai crezi că vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu? Sau doctrinele și lumea și viața te-a făcut să nu mai crezi în nimic, nici în Mahomet, nici în Allah, nici în Buddha, nici în nimeni? Atâta te-ai dus și te-ai dus pe panta asta încât nu mai crezi nimica. Nu mai crezi nici în frase de la biserică, nu mai crezi că aici e Hristos, cum s-a spus în această dimineață, spune fratele, aici este Domnul, aici este Hristos, tu mai crezi asta? Știi ce a spus fratele? Știți că Hristos a trăit împreună cu ucenicii și mergea și predica Evanghelia și îl vedeau față în față. Ia spuneți-mi câți dintre ei au știut că este Mesia și s-au dus și s-au atins de poar hainele lui. Unii au crezut și au strigat ca Bartimeu, Iisuse, Fiul lui David, dai milă și de mine. Dar toți ceilalți au știut că e Hristos, l-au văzut în persoană. Nu cumva se întâmplă și astăzi la fel? Venim și știm, verbal, Hristos este aici, dacă doi sau trei se adună numele Domnului, El este prezent aici. Băi, fraților, dar nu-i verbal numai asta. Dacă ar fi să credem cu adevărat. Cum ai cânta? Cum te-ai ruga? Cum ai stărui? Cum ai sta în prezența lui Dumnezeu? Dacă tu ai crede asta, venitul la casa lui Dumnezeu n-ar fi o corboană.
N-aveau plictiseală, ci ar fi cu adevărat fericit de cei care vin în casa ta, că-i tot mai poți să te laudă. Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să lăbuiască frații pe Zoom, pe internet, acasă, împreună. Aici coboară Domnul și dă ungere. Amen. În această dimineață doresc din toată inima, împreună cu voi, să fiu conștient și să cred că Hristos este prezent aici. Amen. Pentru cel care se va ridica aici, Dumnezeu vă va vorbi și va vorbi. Amen. Pentru cel care cântă, să știi că el cântă o cântare dedicată lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin versul acelei cântări. Amen. Pune mâna și ne lucrezi. Pune mâna când vine aici și notează începând de când deschide omul ăsta gura aici. Și scrie așa, ce a zis? Și du-te la final acasă și vei realiza că Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu a cântat. Ți-a vorbit și frumos. Ți-a vorbit și duhovnicește. Ți-a vorbit și mai aspru. Ți-a vorbit cu o bunătate enormă. De atâția ani Dumnezeu ne vorbește de aici cu o bunătate enormă și ne atrage că El. Uită-te. Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu. Dar și la spinea Lui. În curând va veni ziua când va fi aspru cu tine. Dumnezeu în această dimineață să ne trezească. Amin. Și faptul că și eu sunt împreună cu voi aici, doresc din toată inima Duhului Dumnezeu să ne unească, să ne bucurăm. Amin. Să ne bucurăm. De ce să ne bucurăm? Că Israelul e la final. Cei mai mulți homosexuali sunt în Israel. Cei mai mulți oameni care nu cunosc Dumnezeu sunt în Israel. Să nu fie și între noi. Noi să ne trezim astăzi căci avem prilejul să ne pocăim. Mai este har. Slăviți să fie Domnul! Mai este har! Mai este milă! Să credem, să punem mâna pe aceasta și zic ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne ridicăm cu toți în picioare, să ne rugăm. Amin.